afară, nu? Eu nu înțeleg de ce fierbe așa greu. Păi acum dacă s-a făcut ciorba, ce sens mai are să fac piept de pui? Asta am zis și eu. Și ce o să fac cu pieptul de pui? Hai să-l condimentăm, să-l lăsăm pentru mâine, să facem altceva mai. Știi că dacă îl condimentăm și eu... Voiam să fac din pui cu smântână și ciuperci. Păi și nu putem să facem mâine? Ba da. Dar să nu... Tu plângi. Zii. Aoleu. N-am gât să te pui coarde. Îți spargi capul pe aici. Aia, dar nu suntem sănătoși. Mâine tăcui. Nu suntem sănătoși. Mi-au strâncenat-o creierul. Vai de ca... Măi, Vlad, dar nici noi nu ne-am gândit. Am dat fix cap în cap. Asta putem bem ciure. Mam, ne-a rupt capul. Mi-a strâncenat-o creierul. Parcă nu mai s-a dat de cap. M-am înrășit? Da, rău. Și tu la fel. Mamă, dar am dat bine. Da. Bă, n-ai cum. Mă... și sportul. Sper că nu eram pe Antena Play. Hai, sari coarna. Eu nu mai sar cu tine, gata, lasă. M-am lecuit. Ai ce ai în frunte? Hai să vedem. Hai, vine să vezi ce ai în frunte. Deși a doua bine, adică la mine. Măi, dar nu știu cum de-am reușit, Vlad. Tu ai iPhone de ten, nu se vede. Ia. Hai. Nu, eu am crezut că maxim ne agățăm picioare, nu că dăm cap în cap. Doamne. Proastă ideea, mă. Am avut criză de răzgata. Știam că o să se întâmple ceva, dar nu chiar așa. Și acum ce facem? Ce vrei să facem? Fiecare sare coarda. Da, dar eu nu prea mă pricep.